Bună dimineața, vă zicem din parc în această zi. Melea, alo! Noi am venit în parc. Mai întâi am fost până la Aldi, pentru că iubita mea, soție și cu soacra au mers să-și facă părul. Și noi am trecut pe la Aldi, că nu am reușit să facem micul dejun acasă, doar copiii au mâncat pe mașină câte un corn. Dar am fost și le-am luat câte... Am luat un pachetel de suculețe din acestea. Un suculeț din acestea cu 12 fructe. Eu nu mi-am băut cafea, așa că mi-am luat o cafea din aceasta rece. Nu am mai fost pe la Lidl, că la Lidl este aparat unde îți face cafea caldă, dar la Aldi este doar rece. Am cumpărat niște împletituri din acestea sărate cu cașcaval. Am luat și un salam, dar cred că l-am mutat în mașină. Și aici am cumpărat un melc cu alune, unul cu mac, dacă nu greșesc, și câte un donut din acest albastru la copilaș. Acum o să ne jucăm aici în parc un pic cu copiii. Anza, vrei să parc, tati? Acum îți dau. Acum o să ne jucăm aici un pic cu copiii. Așteptăm pe iubita să termine. Nu știu dacă ea o să filmeze sau nu, dacă are timp, dar o să vedem. Dar la sfârșit o să vedeți cum și-a făcut părul. Eu am venit din nou la vopsit și la tuns. Nu v-am mai arătat înainte și după, dar o să vedeți doar rezultatul. Am dat ce papă bobo. Ține. E albastru? Biscuite? Biscuite. Muscă? Vrei și tu, tata? Stai un pic. Papă? Hai. E bun? Da. Oi, nu mi-am dat seama să-i cumpăr și lui. Este pentru prima dată când venim în acest parc. Sper să se audă că cineva taie iarba. Amza! Este un parcut micuț, drăguț, are un topogan, are hintă pentru copii mai mari și hinta aceea ce ați văzut-o pentru bebeluș și un pic de nisip. Da? Te dau mai tare? Ok. Ține-te bine. Oh! Și astăzi avem o zi călduroasă, senină. Acum mai adie un pic vântul și este destul de bine. Pentru că este încă dimineață, ora 10 și un sfert. Bobo! Terminat. Uitați așa, mi-a ieșit, mi-a făcut și niște bucle, mi-a băgat iar baleaj, șuvițele și de data asta m-am tuns scări și am ales să am prima scară așa mai scurtă și după aia în spate vine în V. Dacă nu se opri mașina, o să-l pun pe soț să mă arate. Și așa este freza soției, superbă. Hai să vedem, poate din partea asta la altă lumina este mai perfectă. Stai așa? Da. Super fain, nu? Da. Super fain. Dragostea mea acum pregătește cina. Noi acum recent ne-am cumpărat această fritioză. Am încercat-o înainte de a vă spune și vouă, suntem foarte mulțumiți.
Este 9-in-1, este de la Tefal și este fain că poți să faci în ea și cu ulei, dar și fără ulei, și poți să faci și mai multe feluri, și orez, și paste, și pulpe. Deci acest aparat și fierbe, și prăjește, și coace. Adică și fără ulei se poate face carne sau alte chestii. Se poate face și cu ulei, cartofi prăjiți, care și anumea de cartofi. Se poate face orezuri, pește, mai multe feluri. Are așa timer. Este foarte fain că se scoate inclusiv capacul, inclusiv tava în care prăjești sau coci mâncarea, și sâta pentru cartofi prăjiți, și se pune la mașina de vase. Avem inclusă și această paletă. Eu am văzut-o la un magazin și m-am uitat și pe Amazon cât costă, și pe Amazon am găsit-o redusă, așa că am luat-o să o încercăm. 87 de euro parcă a fost redusă de la 150. Acum am terminat și cartofii. Aici eu am castraveți, soțul are un pic de salată, castraveți și roșii, și să avem poftă bună. Noi acum ne întoarcem de la grădiniță, am fost să-l iau pe Filip, am trecut pe la Deichmann și pe la Taco. O să vă arăt acasă ce am. La Filip i-a rămas păpucii de sport și păpucii de clasă mici, așa că o trebuie să merg să iau păpuci noi ca să-i dau la grădiniță. Filip este aici, plânge că vrea la înghețată, dar eu am plasele astea foarte grele și am spus că mergem după. Și nu e mulțumit. Dar cu plasele astea mari nu merg după mine. Am găsit la Taco niște ciorap, hăinuțe așa de vară, pentru Amza, pentru copii. Acum mergem acasă și o să vă arăt ce am cumpărat. Acești Adidas de la Fila i-am luat pentru Filip să-i aibă la sport. Au costat 25 de euro. Aceștia sunt ciorap pentru Melea, numărul 23-26. A costat 7,99 euro. Sunt 7 perechi. Poftim, mâță! Oh. Aceștia sunt păpucei pentru Filip, care îi poartă în clasă, la grădiniță. Cum v-am zis, au rămas mici, așa că am fost să-i cumpăr alții. Aici am cumpărat la Amza o pereche de sandale. Sper să-i fie bun, numărul 20. Și un set de ciorap pentru Filip. A costat 9,99 euro și sunt 10 perechi, numărul 27-30. Aici cu SpongeBob am luat la Melea un maieu de la un euro, adică a fost redus la 1,99 euro de la 4 euro. Un tricou cu mini care a costat 4,99 euro de la 7 euro. Un alt tricou cu Sky care a costat 4,99 euro de la 7 euro. Aici un alt maieu de la LOL cu păpușica blondă, cu păpușica cu capul roz, părul roz, și tot așa am dat pe el 1,99 euro. Aici la Filip am luat un set așa de tricou și pantalonaș scurți cu poliție care a costat 8 euro cu tot cu acești pantaloni scurți. La Amza am luat ciorap de ăștia ca să nu alunece, au anumea, a costat 3,99 euro de la 6 euro. Un alt set de
tricou și pantalon scurt pentru, cu Mickey Mouse pentru Amza. Asta este pantalonul, ăsta este tricoul. Set care a costat 13 euro. Un alt set la reducere pentru Amza, mai eu și pantalonaș scurt care a costat 7,99 euro. Un set de 3 perechi de chiloței la Philip a costat 4,99 euro. O șapcă cu Mickey Mouse cu urechiușe pentru Amza, e super faină, și a costat 8 euro. Un set de 2 tricouri așa la Melea, unul alb cu flori și unul așa cu mini roz. 10 euro a costat amândouă. O rochiță cu mini, tot în reducere. Vrei să încerci? A costat 13 euro de la 16 euro. Dacă vrea bunii să te ajute. Aici tot pentru Amza ciorapi lungi. Tot au fost reduși. Două perechi. O pereche de pantaloni de blugi scurți pentru Melea, culoarea pesca, a costat 7 euro de la 10 euro. Aici încă o pereche superbă de blugi lungi, așa stilul ăsta, așa mai larg. Și aici așa are desen pe ei. Mi-a plăcut foarte mult și au fost în reducere, a costat 7 euro de la 13 euro. Cam acestea sunt hainele, o să ne vedem și mai târziu. Acum am venit la frizerie, iubita mea o să-și facă sprâncenele și eu cu Filip o să ne facem freză. Îți faci sprâncenele? Să fii sprâncenată? Filip, vrei freză? Cum vrei? Scurt pe aici așa sau? Ok, o să vedem imediat. Hai să te vadă, tati, stai așa, pun-te frumos. Pun-te așa frumos. Așa, și acum te arătăm, uite la mine, te arătăm așa și după aia, pam, o să arătăm direct freza, bine? Scurați, că i-am spălat azi dimineața. Îți arată Filip dinții. Ce faci? Filip, ești un scump. Uite. Noi acum am venit de la freză și mergem afară în parc. Amza! Amza! Hei! Frumosul! Ce faci tu, pa biscuite? Ia uite la tati! Unde tati? Hei! Frumosul! Amza! Ia, frumusețe! Hai sandăluțe tu!
Să nu bagi pietricele în guriță. Alo! Cine-i Bobo? Ce face? Și noi acum, după ce am fost în parc, am fost și la înghețată. Adică acum suntem la înghețată. Am luat un gust mai neobișnuit. Piersică cu frunze de trandafir. E o Kinder Bueno, ca de obicei. Filip și-a luat Melon, adică lubeniță și Melea și-a luat Kinder Bueno. Și Amza a primit un cono. Amza! Tata! Hai să-l mânjesc un pic înghețată. Ce face Bobo? Ce? El a luat pe mea. Na! Să vedeți și preza mea așa un pic. Nu v-am spus, poate sunt multe persoane care vor să știe. Bărbații plătesc 20 de euro freza, Filip a plătit 12 euro și eu iubita... Iubita la sprâncene... Sunt maro, dar în telefon pare negru. Ai plătit 15 euro. Da. Vopsit, pensat și făcut și cu ața așa pe lângă. Acum o să ne plimbăm un pic. Și mergem acasă, o să închidem vlogul aici, vă mulțumim de vizionare, dacă doriți ne puteți urmări și pe Instagram, miron.family și ne revedem data viitoare, pa! Pa, pa! Pa, pa!